Am ajuns la Moco și mergem într-un loc absolut deosebit, un loc în care abia aștept să ajung. Vai de capul meu, nu știu cum umblau oamenii cu ele pe ei, dar ușor nu este și acum ne luăm și casca pe cap. Pur și simplu îmi plouă în gură și nu mai pot să vorbesc. E ceva ce nu-ți poți imagina. Dacă n-ai gustat salamul sau cârnațul maghiar, înseamnă că n-ai mâncat mezelul din viața ta. Salutare și bine v-am regăsit la un nou vlog, sau mai bine spus, bine ați venit în primăvara de la Bătania. Avem din nou căldură, este soare, avem undeva în jur de 13-14 grade și deja, așa cum vedeți în vlogurile mai noi, deja ne bucurăm de primăvară și de vremea extraordinară. Astăzi mergem în câteva locuri absolut deosebite, absolut speciale și bineînțeles că facem asta la cererea unor oameni care ne urmăresc aici pe canal. Mergem să vedem viața locală din câteva localități de aici, de pe granița de est a Ungariei și vedem cum trăiesc acești oameni și mai ales care sunt oportunitățile aici, pentru că sunt foarte multe oportunități pentru cei care mai nou au ales să se mute aici în estul Ungariei. Așa cum vă spun de obicei, nu uitați să apăsați acest buton de like și butonul de abonare. Să știți că asta ne ajută foarte mult și țin să vă mulțumesc tuturor pentru acest gest. Nu costă absolut nimic și dacă ne lăsați și un comentariu, să știți că YouTube percepe asta ca pe o interacțiune cu publicul nostru, adică cu voi, și face ca aceste videouri să ajungă în mai multe case. Eu vă invit să vedem care este viața locală și mai ales ce găsim acum după o iarnă, așa și așa, aici în estul Ungariei. Vă invit pentru că vom ajunge într-un loc special și veți vedea despre ce este vorba. Am plecat spre Maco, sau așa cum spun românii de aici din Ungaria, am plecat spre Macău, o localitate în care trăiesc foarte mulți români, o localitate în care găsim foarte multe persoane care s-au mutat în ultimii ani aici în Ungaria. Este o altă localitate preferată de români pentru că este pe granița de est, în apropiere de Vama Nădlac. Ieșim acum din Bătania. Vă spuneam că nu este industrie aici și asta este doar un exemplu ce se vede în partea stângă, în partea dreaptă. Fermele, uitați-vă cum stau tractoarele. Aici depozitele de grâne, adică foarte multe lucruri făcute ecologic și, așa cum spuneam, oamenii trăiesc din agricultură și nu din industrie. Este o variantă pe care o au acești oameni și eu cred că este una foarte bună pentru care au optat. Am oprit puțin mașina pentru că aici, în apropiere, am văzut căprioare. Și acolo pe câmp au fugit deja, în momentul în care am oprit mașina, au fugit, dar ce este foarte important, în această zonă a Ungariei, este un loc unde se vine la vânătoare. Și aici, în această zonă, dacă vă uitați undeva acolo în pădure, chiar este un post de vânătoare. Așa că în weekenduri aici se fac partide de vânătoare exact pentru căprioare, pentru fazani și pentru iepuri. Am plecat mai departe și iată ce găsim aici între localități, oameni harnici care fac curățenie. Aici toată zona a fost curățată, iar acum oamenii duc inclusiv rumegușul de aici, cum au fost tăiate crengile care erau pe margine în această pădure. Da, o treabă făcută până la capăt. Și intrăm în localitatea Mezohegyes. Asta este o altă localitate foarte frumoasă, în apropiere de Maco. Dacă stăm să ne uităm aici în partea stângă, cred că vedem granița cu România, că este foarte aproape și aici absolut totul se schimbă. Și cu ocazia asta aș vrea să le răspund unora, să vă spun, nu fac propagandă Ungariei, nu fac propagandă acestor locuri, ci pur și simplu eu mă bucur de locurile în care stăm și în care ne mișcăm, pentru că în această zonă noi stăm și ne bucurăm de ea. Aici este prima comunitate românească formată, o comunitate foarte veche și mulți români locuiesc aici și vă spun pentru ce este preferat acest oraș în câteva momente.
Mako deja este un oraș foarte mare cu un trafic destul de încărcat. Aici suntem chiar pe drumul principal care ne duce spre granița cu România. Și virează la stânga pentru a rămâne pe Vasar vom ajunge într-un loc special. Apoi virează la dreapta pentru a rămâne pe Vasar Heliutka. Am ajuns la Mako și mergem într-un loc absolut deosebit. Un loc în care abia aștept să ajung pentru că mergem în punctul zero al acestui oraș. Hai să vedem ce găsim acolo. Pentru că este un oraș turistic, aici avem trenulețul care plimbă oamenii. Și asta este stația de unde pleacă. Asta este trenulețul. Mako este un oraș foarte turistic. Vă spuneam că e preferat de oameni pentru strandul său, e celebru strandul. Și vin oameni din toate țările aici. Deja aici apare semnul pentru strand și aici după colț undeva este celebru strand de la Mako. Hai să vedem cum arată aici, pentru că aici este și un târg. Hai să vedem ce găsim aici. Luăm la pas viața locală de aici, din Mako. Multe produse locale aici, la acest târg. Extraordinar. Și cum să nu-ți fie poftă când ajungi aici? Hai de viața mea, ce grânate și ce produse foarte bune. Hai să vedem și cât costă. Uite aici așa, arată foarte bine. Mergem mai departe. Aici este un târg de produse locale. Și uite ce mai avem aici. Ardei murați, ardeius murați. Vai de mine că îmi plouă în gură deja. Și oamenii sunt foarte deschiși. Hai de mine și celebrii tăieței maghiari, îi vedem aici. Toți sunt făcuți acasă de oamenii ăștia foarte frumoși. Hai să mergem mai departe. Și multe produse tradiționale. Hai să mergem să mai vedem. Extraordinar de frumos. Și uite aici cu ce se joacă oamenii ăștia. Aruncă sâmburi de cireșe în oală și ăsta este un concurs foarte fain. Ăsta este jocul copiilor. Am intrat aici în iurtă și asta este o iurtă tradițională, foarte veche și interesantă, și să vedeți cum arată aici oamenii. Incredibil ce bine arată. Foarte frumos făcut și ce cald e aici. Și uite aici pe doamna care pregătește niște produse super, super faine și foarte simple de făcut. Extraordinar. Ioana a fost? Foarte frumos aici făcute. Tradiție pură aici la Mako. Și stați să vedeți ce mi se întâmplă. Este pentru prima dată în viața mea când mi se întâmplă așa ceva și nu-mi vine să cred. Astăzi voi fi un hun care merge la vânătoare. Mergem aici să tragem cu arcul, pentru că organizatorii de aici de la târg m-au invitat aici. Hello, hello, hello! Mergem să tragem cu arcul și învățăm astăzi să fim așa vânători adevărați, tradiționali. Mulțumesc! Doamna? Italia? Olas? Olas, vai pe Italia? Nu. No. Nu? No? No, România. România! Eu! România! Haideți să mergem să tragem cu arcul. Ok. Aici copiii învață să tragă cu arcul și astea sunt primele lecții pe care le iau copiii. Acolo trebuie să tragă. Hai să vedem cum arată o lecție de tras cu arcul aici la Mako. Foarte, foarte fain, pentru că oamenii ăștia se ocupă de copii foarte bine. Și atât tanti, îmbrăcată tradițional, dar cu... Hai să vedem! Ups! Asta este prima lecție.
Și acum trec la partea de îmbrăcare. Hai să luăm pe mine un echipament din ăsta foarte greu. Luăm pe mine. Mamă. Așa. Greu de îmbrăcat. Greu de îmbrăcat. Să devin. Vai de capul meu. Nu știu cum umblau oamenii aia cu ele pe ei, dar ușor nu este. Și acum ne luăm și casca pe cap. Hai de capul meu. Aoleo. Da, tot eu sunt, să știți. Cam așa sunt îmbrăcat. Ne luăm și o sabie în mână. Și gata. Haideți la atac cu mine. Atât. La atac. Ai. Da? Chiar să ne simtem. Uite aici, îmi dă și de băut doamna. Numai să merg la luptă, chiar să ne... Mulțumesc pentru că, uite aici, așa se luptă aici. Vai de mine. Și dacă mai trebuie să iau și paloșul, stați că-mi iau și paloșul pe mână. Hai de capul meu. Oh, doamna vrea să luptăm, hai să luptăm. Hai de capul meu. Deci, nu aveau viață ușoară luptătorii. Atât. Și gata. Am cedat. Astfel de festivaluri aici sunt în fiecare sfârșit de săptămână în Ungaria. Și astăzi s-a dat startul acestor evenimente care atrage un număr foarte mare de turiști. Noi suntem turiștii pe care ei au reușit să-i atragă cu acest târg, un loc foarte frumos și care cred că merită vizitat. Îl vom mai vizita și cu alte ocazii. Cel mai căutat loc aici la târg, bineînțeles că este cel în care poți să deguști produse tradiționale. Asta este salam și cârnațul maghiar și hai să degustăm și noi. Am luat aici un cârnaț. Hai ce bine miroase, hai de mine, hai de mine. Deci asta, și dacă numai pentru asta vii până la Moco, merită să vii. Hai de mine, să vedeți numai cum se amuză doamnele când mă văd. Când mă văd cât de pofticios sunt pe bucata asta de salam. Pur și simplu îmi plouă un gurișul, mai pot să vorbesc. E ceva ce nu-ți poți imagina. Dacă n-ai gustat salamul sau cârnațul maghiar, înseamnă că n-ai mâncat mezelul din viața ta. Și aici sunt absolut de tot felul. Unele mai picante, altele mai puțin picante. Și toate vin de aici. Și lăsăm în spate acest târg foarte frumos, pentru că el merită vizitat. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru faptul că ne-ați urmărit și pentru faptul că sunteți alături de noi în fiecare săptămână. Nu uitați să apăsați butonul de like și butonul de abonare. În mod special vreau să le mulțumesc membrilor și celor care au făcut donații pentru existența acestui canal. Încă o dată vă mulțumesc și vă așteptăm și la următoarele vloguri. Toate cele bune!